Bună seara, doamnelor și domnilor. Este oficial, serviciile secrete vor sta la masa deciziilor în guvern. O să discutăm despre această ordonanță de urgență care s-a aprobat ieri în guvern. Ce conține? Este vorba despre investitorii străini, doamnelor și domnilor, care sunt din afara Uniunii Europene și care vor să facă afaceri în România mai mari de 2 milioane de euro. Ei bine, iată, vor trebui să fie evaluați de serviciile secrete într-un mod cât se poate de la vedere. Am discutat de-a lungul timpului despre rolul serviciilor secrete în România. Există foarte multe voci care contestă această decizie, spun că serviciile secrete au cu totul și cu totul alt rol, iar politicienii sunt cei care ar trebui să decidă și să-și asume astfel de chestiuni legate de politică și de economie. O să discutăm despre banii care vor intra în conturile românilor, dar și firmelor, doamnelor și domnilor, în condiții de inflație extremă. Vedem prețuri foarte ridicate la utilități, la combustibil, toate se răsfrâng asupra activităților firmelor. Iată că guvernul a venit cu soluții, sprijin pentru România. O să discutăm despre acest lucru. Vom vorbi și despre turismul din România și nu doar în condiții de război la graniță. Cum vor arăta vacanțele noastre, cât de mult vom plăti pentru o vacanță anul acesta, dacă vom rămâne în România sau vom merge în străinătate și la ce prețuri. O să discutăm toate chestiunile acestea pe prima parte a emisiunii noastre cu domnul Daniel Cadariu, ministrul turismului și antreprenoriatului, pe care o să-l avem imediat în legătură directă cu noi. Și de asemenea, doamna Cristina Chiriac, antreprenor, președinte CONAF, pe care o salut. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! În această seară la noi, doamna Chiriac, avem foarte multe subiecte. În a doua parte a emisiunii vom discuta și despre noutățile de pe frontul din Ucraina, pentru că sunt lucruri extrem de interesante despre modul în care Ministerul Apărării a decis să scoată MiG-urile 21 Lancer din funcțiune, începând chiar de astăzi, domnilor și domnilor. O să vedem ce stă în spatele acestei decizii și vom vorbi firește și despre legea offshore care a intrat de astăzi în Parlament. Noi reglementări atât pentru investitori, o să vedem ce câștigă românul din această afacere, pentru că vorbim despre gaze românești care ar putea fi extrase din Marea Neagră începând cu toamna acestui an. Avem foarte multe subiecte de discutat. Începem însă cu subiectul de pe prima oră a emisiunii noastre, despre ce se întâmplă cu afacerile din România. Doamna Chiriac, v-aș întreba pe dumneavoastră, ați văzut cu siguranță pachetul de măsuri pregătit de guvern. Sunt foarte multe măsuri care să ajute atât angajatorul, dar și angajații. Aș vrea să vă întreb cum vi se par, dacă pot fi implementate foarte rapid, cum îi ajută pe antreprenori care și așa au destule probleme și, de asemenea, dacă pot opera aceste creșteri în cazul angajaților, dacă vorbim de ceva în plus la salariu minim sau bonuri de masă, că sunt în sarcina angajatorului, din câte știu. Vă rog. Așa este. În prima măsură, să-i spunem așa, la prima vedere când am văzut pachetul de măsuri, am avut impresia că sunt măsuri sociale. Frunzărind în adânc, am constatat că de fapt sunt măsuri economice și singura măsură care punea, să spunem, în dificultate antreprenorul român era acea măsură, sau este acea măsură, dacă va fi adoptată, de mărire a salariului minim pe economie brut cu 200 de lei, care ar urma să fie ca un fel de facilitate fiscală pentru antreprenori. Și dilema era dacă va fi o măsură obligatorie pentru toți antreprenorii sau va fi la alegerea fiecărui antreprenor, lucru care la inițial, așa cum ne-am spus, ne-a pus în dificultate. Discutând cu premierul, am avut ieri o întâlnire la Palatul Victoria și am discutat acest subiect, mi s-a explicat foarte clar că rămâne la latitudinea antreprenorilor. Dacă au capacitate financiară, dacă doresc să adopte această măsură, o vor putea face. Ne-au mai explicat că acest pachet de mărire a salariului minim pe economie cu 200 de lei a fost solicitat de cei din zona de Horeca. Ca urmare, antreprenorii care vor avea capacitate să opereze această măsură o vor face, ceilalți probabil că nu. Din punct de vedere economic, dacă ar fi fost ca obligativitate, ar fi fost dezastru, pentru că deja vorbim de 10% mărire în comparație cu anul trecut.
Dacă s-ar fi adoptat inclusiv acești 200 de lei, am fi ajuns la 20% mărirea salariului minim brut în comparație cu octombrie anului trecut. Asta nu că n-ar fi nevoie, pentru că salariile în România sunt foarte mici, dar e adevărat, pe de altă parte, o presiune foarte mare pe angajat, care nu poate, pe angajator, care nu poate să suporte într-un timp atât de scurt aceste creșteri. Dacă ar fi să vorbim doar în favoarea antreprenorului și a angajatului, deopotrivă, trebuie să vă spun că măsura ar fi foarte bine venită, însă trebuie să ne gândim la capacitatea antreprenorilor de a opera această măsură și trebuie să vă mai spun că după 2 ani de zile de pandemie, mulți dintre cei care sunt activează în zona de antreprenoriat fie au avut activitatea economică restrânsă, fie s-au confruntat cu dificultăți precum prețurile la utilități, care știm că a fost total ceva neprevăzut și a afectat foarte mult tot ceea ce înseamnă contractele în derulare cu externul în special. În consecință, în acest moment, mărirea cu 200 de lei a salariului minim pe economie ar fi pus în dificultate în special categoria de întreprinderi mici și mijlocii din România, care este masivă, e în proporție de peste 90%. Din cele 1 milion de companii active câte sunt înregistrate la 31 decembrie 2021, conform datelor statistice publicate de ONRC. În consecință, atât timp cât nu există obligativitate, fiecare antreprenor poate lua măsura, adopta această măsură sau nu, este la latitudinea fiecărui antreprenor. Câți antreprenori credeți că vor recurge de această soluție? Părerea mea este că doar anumite segmente economice vor adopta această măsură. Pentru că dacă vă uitați în ceea ce privește industria textilă, care este, din punct de vedere economic, un pic dărmată, ia să folosesc așa un termen frumos, un pic dărmată, pentru că în afara faptului că zona de... În cauza pandemiei nu s-au mai cumpărat atât de multe haine. S-au încetat toate comenzile și știm foarte bine că industria textilă în România este mai mult secundară, în sensul că lucrăm în lon, ci nu mai avem producție, adică cum era odată pe vremuri, aveam fabrici de bumbac, fabrici de mătase și așa mai departe. E toate acestea, marea majoritate, 95%, nu mai există. În consecință, marjele de profit pentru fabricile din industria textilă sunt extrem de mici și o astfel de mărire ar însemna că toate contractele care sunt valabile la ora actuală, în derulare cu marile companii din străinătate, ar afecta direct marja de profit. Deci exclus ca această măsură să fie luată pe parcursul acestui an. Poate din 2023 să adopte această majorare. Apoi trebuie să vă mai spun că... Dar și în zona aceasta de textile, mă iertați, doamna Chiriacă, și aici sunt niște salarii extrem de mici. Extrem de mici, adică cunosc personal oameni care lucrează în zona aceasta 8-10 ore în fiecare zi și salariul, da, este adevărat. Salariul minim. Tocmai, pentru că de obicei, de exemplu, vă dau un exemplu clasic pe care l-am tot repetat, marja de profit la un produs poate să fie 1 euro. Imaginați-vă, pur și simplu nu ai din ce să... Nu ai de unde. Imaginați-vă că acea companie de textile care produce în lon are o creștere a utilităților, fie că vorbim de gaze sau energie electrică, majorată cam cu 20-30% în 2022, când ei aveau deja contracte în derulare. Și asta înseamnă că deja au pierdut foarte mult din profit. În consecință, singura lor soluție, și asta vă spun pentru că m-am ocupat special de industria textilă în pandemie, a fost să găsim niște instrumente financiare care să-i ajute să depășească perioada critică din 2020-2021. Când spun critică, a fost realmente critică, pentru că ei nici n-au fost prinși pe măsurile din măsura 1 sau măsura 2, deci ei n-au beneficiat de niciun fel de facilitate sprijin, fiscală, da, sau sprijin, cum au fost celelalte companii, de exemplu din Horeca, care au avut foarte multe măsuri și există o interdependență între cele două segmente, mă refer la Horeca și la industria textilă, pentru că oamenii își cumpără haine dacă ies la evenimente, nemai ieșind la evenimente, automat consumul a scăzut drastic. Acesta a fost și motivul pentru care marii retaileri n-au mai creat alte colecții, n-au mai dat în producție alte colecții. În consecință, tot ceea ce a însemnat industria textilă
a fost grav afectată atât în 2020 cât și în 2021. Acum, din 2022, de când s-au dat drumul la circulație, au început să se repună un pic pe picioare din punct de vedere economic. Deci, pe segmentul acesta, slabe șanse să gândim că oamenii aceștia care activează în zona de textile vor majora salariile minime, chiar dacă sunt la nivel minim. Da, poate vorbim în continuare despre Horeca, pentru că acolo au fost și ajutoare de stat și cred că sunt și niște profituri destul de mari, cel puțin în sezon. Da, sigur, oamenii trebuie să trăiască tot anul din profiturile care se fac în timpul verii. Și ni se alătură și domnul Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Iată, fix am ajuns, chiar am ajuns la această discuție despre Horeca și despre salariu minim, care ar trebui să crească în mod voluntar, din câte înțelegem, cu 200 de lei, fără niciun fel de taxe. În zona aceasta, domnule ministru, vor opera patronii sau antreprenorii, deținătorii de hoteluri, de restaurante, această creștere? Ce informații aveți la minister? Asta rămâne de văzut. Așa cum spuneați și dumneavoastră, este un aspect opțional, o eventuală mărire a salariului minim, care în fond ar putea veni în sprijinul operatorilor, întrucât, așa cum spuneați, nu vor fi impozabili și într-o anumită măsură va putea veni această măsură și în sprijinul salariaților. Dar la această întrebare doar operatorii din turism v-ar putea răspunde. Da, știți de ce e importantă această întrebare? Cu siguranță știți mult mai bine decât mine. Și poate o să și vorbim despre asta, despre lipsa acută de personal în Horeca, care poate are vreo legătură directă cu modul în care, cu nivelul salarizării. Și aici cred că ar fi interesul antreprenorilor să crească salariile pentru a-și păstra sau chiar a aduce în plus oameni, pentru că începe sezonul, nu? Așa este. Noi am tot discutat cu reprezentanții formelor asociative din turism în ultima perioadă despre acest aspect. În momentul de față, în activitatea de turism există un deficit de aproximativ 50.000 de salariați. Doar pe litoral există un deficit de 20.000 de salariați pentru sezonul estival. E o problemă acută a domeniului. Motiv pentru care am avut discuții, mai ales pe ce înseamnă forța de muncă de import, de regulă din afara Uniunii Europene. În această idee am avut întâlniri multiple. Într-o primă fază la Ministerul de Externe, apoi am avut o întâlnire la noi la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. De unde, domnule ministru? Din Asia sau de unde să vină oameni? De regulă, zona țintă a celor din turism este Orientul îndepărtat, India, Nepal, Bangladesh, zona respectivă. De acolo provine de regulă forța de muncă pentru domeniul turismului. Însă există anumite probleme, mai ales la cei de la IGI, la Inspectoratul General pentru Imigrări, dar o problemă există în mod cert și la Ministerul de Externe, întrucât în unele din țările ținte nu avem misiuni diplomatice, nu avem nici măcar consulate, iar în principala sursă de forță de muncă, în India, personalul de la misiunea diplomatică este realmente copleșit. Da, până la India, domnule ministru. Că în momentul de față sunt peste 10.000 de cereri de muncă care așteaptă pentru a fi procesate. Noi am avut discuții de acum 2-3 luni cu reprezentanții Ministerului de Externe. Domniile lor au făcut demersuri pentru a suplimenta personalul și pentru a asigura tehnică suplimentară. Însă realitatea este următoarea. A fost o bună perioadă de timp în care activitatea misiunilor diplomatice a fost oprită din cauza pandemiei și cererile respective s-au tot adunat. Da, știți ce vreau să vă întreb, domnule ministru? Iertați-mă, până la India, până la Pakistan, mă gândesc că avem acum o criză umanitară la graniță. Avem foarte mulți ucraineni. Cred că toată lumea se întâlnește cu ei peste tot. Nu este o soluție să angajăm ucrainieni? Poate fi o soluție cu condiția să-și dorească și ei. Și nu vor să lucreze în... N-am spus lucrul acesta. E de la caz la caz și rămâne de văzut ce se va întâmpla, mai ales în momentul în care
se va lansa sezonul estival pe litoral. Doamna Chiriac, ce spuneți? Ar fi o soluție să apelăm la ucrainieni sau au pretenții prea mari salariale? Bănuiesc că de asta ne ducem spre indieni, să-i plătim mai puțin. În primul rând, ca să-i putem angaja, ar trebui să aibă forme legale în România. Iar mulți dintre ei au tranzitat România, n-au rămas în România. Cei care au rămas nu cunosc limba, mulți dintre ei nu cunosc nici limba engleză, ceea ce face dificil de a-i angaja într-un segment al ospitalității, pentru că acolo știm foarte bine, pe lângă zâmbet și bune maniere, trebuie să și interacționezi cu clientul, să poți să iei o comandă. Dar cu siguranță sunt antreprenori care își doresc să utilizeze forță de muncă, să îi poată angaja. Din păcate, bariera principală o reprezintă comunicarea. Și apoi faptul că mulți dintre ei n-au depus documentele pentru a avea forme legale în România. Sau cel puțin din ultimele discuții pe care le-am avut chiar ieri la Brașov pe acest subiect, sunt avocați sau activează pe diferite alte segmente și nu acceptă un alt fel de încadrare. Practic am vorbit de o recalificare. Da, da, marea majoritatea lor speră să se întoarcă acasă. E adevărat și asta este adevărat, dar s-ar putea că până la toamnă să nu aibă această posibilitate și atunci un job sezonier la mare sau la munte nu ar fi rău. Dar chiar așa să știe mai bine engleză, pakistanezii și indienii decât ucrainienii tineri. Unii din ei știu și chiar s-au angajat, dar pe alte segmente decât au fost ei pregătiți. Bun, domnule ministru, ca să concluzionăm, ar ajuta 200 de lei în plus la salariu ca să ținem românii în țară? Că românii vedem că pleacă în străinătate să lucreze în hotelurile din Franța sau din Italia sau din Grecia. Sau nu prea contează? Românii vor mult mai mulți bani ca să lucreze în zona aceasta și în orice alt domeniu până la urmă. În unele cazuri poate conta, poate face diferența. Însă, realist vorbind, într-adevăr, noi am tot discutat cu patronii, dacă doriți, din domeniul turismului și ne-am exprimat opinia că, în primul și în primul rând, trebuie ca să fie un salariu motivant pentru ca salariatul să rămână la locul de muncă. Pe de o parte, există sau poate fi și o problemă de relație de muncă. În ce măsură există o minimă empatie între angajator și angajat? Acum, domniile lor spuneau un lucru. Faptul că în momentul de față, din analizele pe care le au, doar 20% din forța de muncă calificată de învățământul românesc pentru domeniu practică în acest domeniu. Și atunci pot trage și concluzia că unii dintre ei nu sunt motivați de nivelul salarial pentru a activa în meseriile pentru care s-au calificat. Da, cu bonurile de masă, cum e doamna Chiriac, ajută? Adică s-a majorat de la 20 la 30 de lei, înțelegem? Îi ajută pe angajați, îi ajută pe angajatori? Se va renunța la ele în unele cazuri? Dar dacă nu le poți supăra? Nu, nefiind o obligativitate, doar antreprenorii care au capacitate financiară au apelat la acest instrument de bunuri financiare pentru a-și recompensa angajații. Și pe acești antreprenori îi ajută. Pe cei care nu au capacitate financiară sunt convinsă că nu vor apela la acest instrument. Deci opiniile sunt împărțite, dar în acest moment majorarea valorii unui tichet de masă, da, ajută. Domnule ministru, să discutăm și despre ajutorul pentru acele companii care au fost afectate de războiul din Ucraina. Da? Înțeleg că se dau 400.000 de euro, dacă am înțeles, pentru fiecare firmă. Spuneți-ne câte firme s-ar putea califica și cum se face, cum se pot obține acești bani, cum demonstrezi că ai fost afectat în mod direct de război. Deocamdată suntem la nivel de discuție. Urmează a fi emis actul normativ care să stea la baza instituirii unei scheme de ajutor de stat, cea despre care s-a discutat, care presupune granturi de până la 400.000 de euro de la caz la caz pentru acele societăți afectate atât de conflictul din Ucraina, dar și, așa cum se spunea, afectate de creșterile de prețuri atunci când au o pondere de peste 15% în cheltuieli cu utilitățile.
Schema în sine, în momentul în care va fi definită, vom ști detalii. Deci ele au fost anunțate, aceste măsuri, dar acum urmează implementarea propriu-zisă, nu? S-ar putea să sufere modificări față de ce s-a anunțat? Deci urmează un act normativ care stă la bază. Apoi se face această alocare financiară, după care se lucrează la schema efectivă și, evident, va fi desemnat ministerul care va derula această schemă de sprijin pentru agenții economici. Dar, în esență, sunt bani, da? S-au identificat resursele, că altfel nu puteau să anunțe public. Din discuțiile avute, știm că cei de la Comisia Europeană au acceptat pentru această perioadă specială un cadru temporar. Acest lucru permite guvernelor să folosească o parte din banii europeni din exercițiul actual financiar 2014-2020 pentru astfel de scheme de ajutor. Suma maximă care urmează a fi alocată pentru această schemă de ajutor va fi de 300 de milioane de euro, iar ținta de finanțare va fi din programul operațional competitivitate, deci POC-ul. Sună foarte bine, doamna Chiriac, numai să se și implementeze în forma în care s-a anunțat, iar cei care au nevoie să și poată accesa aceste fonduri, să nu fie o birocrație din aia, din aceea. Cred că ar fi fost foarte important să avem această dezbatere, și aici când spun această dezbatere mă refer la dialogul care trebuie să existe între mediul asociativ și instituțiile statului, pentru a gândi criteriile împreună și abia apoi pentru a aproba un cadru legislativ. Adică în momentul în care se va aproba acest cadru legislativ, să știm deja criteriile. E bine că se întâmplă, mai ales că există o directivă a Uniunii Europene care este croită exact pe același tipar, în sensul că se vor da ajutoare financiare pentru toate companiile care au fost afectate nu doar de conflictul acesta dintre Rusia și Ucraina, dar și de pandemie. Și aici mă refer la cele două segmente importante, la agricultură și la zonele, industriile vulnerabile. Dar agricultura în mod special. Deci, da, am putea să adoptăm pe modelul european și noi același lucru. Acum rămâne de văzut, de la nivelul de discuții, așa cum a fost el lansat, să spunem, către zona de mediului de afaceri și cum se va aproba în final. Așteptăm. Da, așteptăm să vedem forma finală. Domnule ministru, sigur... Dacă îmi permite, vă rog, doar o precizare. În măsura în care această schemă de ajutor de stat ar putea reveni pentru implementare ministerului nostru, invitata noastră știe modalitatea de lucru, cel puțin în ultimele 4 luni, la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în ce privește orice program de sprijin a mediului de afaceri, presupune o conlucrare, un dialog pentru forma finală a oricărui program. Am impus lucrul acesta, funcționează în momentul de față pentru cele 4 programe care sunt avansate și care sunt deja în dezbatere publică pe site-ul Ministerului. Va fi valabil și pentru celelalte 6 programe pe care le avem în pregătire, iar în măsura în care ne va reveni obligația să punem în aplicare și această schemă de ajutor, să fie sigur cei din mediul de afaceri că vom face sau vom construi schema în sine, inclusiv criterii și punctaje, împreună cu dumnealor. Domnule ministru, sigur poate suna cinic, dar acest război a deschis și anumite oportunități de afaceri pentru noi aici în România. Mă gândesc la alte piețe pe care să le folosească cei care au de vândut, au de exportat. Și vreau să vă întreb dacă ați identificat la minister niște soluții, niște piețe noi pentru români. Se discuta la un moment dat chiar despre posibilitatea ca firme din România să participe atunci când va fi cazul la reconstrucția Ucrainei. Adică sunt... Aceea este o țintă mai îndepărtată. Să sperăm că va fi cât mai apropiată totuși. Să dea Dumnezeu. Ideea este că imediat ce acest conflict a izbucnit, având în vedere faptul că în cadrul Ministerului există un departament de comerț exterior, pe de o parte,
Apoi faptul că din cadrul ministerului sunt salariați care au statut de atașat comercial pe lângă misiunile diplomatice ale României în diverse țări ale lumii, am dispus o analiză de la caz la caz pe domenii acestui departament pentru a găsi soluții. Am informat toate formele asociative din cadrul mediului de afaceri să apeleze la specialiștii noștri. O evidență de săptămâna trecută arăta faptul că erau aproximativ 70 de firme care deja apelaseră la noi pentru a găsi soluții. Fie pentru a găsi soluții alternative la import de materii prime sau materiale sau produse semifabricate, sau pentru a găsi soluții de export. Atunci când ținta de export era, în cazul domeniilor lor, zona de conflict, fie Belarus, fie Ucraina, fie Rusia. Un exemplu punctual vi-l aș da în ceea ce privește Asociația Producătorilor de Mobilă și în urma unor solicitări a domeniilor lor am reușit să identificăm într-un timp relativ scurt o posibilitate de a compensa exporturile către Rusia, pentru că 30% din exporturile de mobilă din România se realiza către Federația Rusă. Și soluția este Kazahstanul. Am avut întâlniri cu ambasadorul. Imediat, la câteva zile, agenții economici de la noi au intrat în contact direct pe cale de online cu cei din Kazahstan. Luna viitoare vom face deja un forum economic și tot până în iunie și o comisie mixtă. Prin intermediul ambasadorului am primit promisiunea și dorința celor de acolo de a avea relații de afaceri cu producătorii din mobilă din România, în ideea de a prelua o parte din marfa care se exporta până în acest moment în Federația Rusă, pentru că în Kazahstan mobila românească are tradiție încă de dinainte de Revoluție. Da, sună bine, doamna Chiriac. Iată, firme care se pot reorienta spre alte piețe dacă, iată, Rusia, Ucraina sau Belarus s-au închis deocamdată. Domnule ministru, apropo de investiții, aș vrea să vorbim și despre investițiile străine directe, că tot vorbeam despre țări din afara Uniunii Europene. Înțeleg că ieri s-a aprobat în guvern o ordonanță de urgență care introduce practic Serviciul Român de Informații și SIE în procesul de avizare a investițiilor străine directe. Și aș vrea să vă întreb dacă e în regulă lucrul acesta. Am văzut o felul de poziții, cum că serviciile secrete au cu totul și cu totul alt rol. Decizia trebuie să fie la politicieni. Deci, oricine are de investit, dacă vine un investitor din America, din Brazilia, din Japonia, din Singapore și vrea să facă o afacere mai mare de 2 milioane de euro în România, trebuie să fie evaluat de o comisie din care să facă parte și serviciile secrete, care nu au drept de vot, este adevărat. Consultativ. Da, dar vor da un aviz. De ce credeți că s-a recurs la această soluție? Bănuiesc că și până acum întrebau serviciile dacă era ceva, o vulnerabilitate, să spunem, întrebau dacă respectivul investitor are ceva probleme. Dar acum să-i bage în comisie direct? Nu noi am inițiat actul normativ, nu știu detalii. Din ce am înțeles, însă, este o transpunere a unui com european. Deci atât și nimic mai mult. Nu este o invenție românească. Da, înțelegem că regulamentul Uniunii Europene face referire la strângerea de informații de la societatea civilă. E ceva pe lângă. Vi se pare ceva suspect, doamna Chiriac, lucrul acesta în legătură cu investitorii care vin din afara Uniunii Europene să fie avizați de serviciile secrete, sau pentru securitatea națională a României e bine și așa? Să știți că se întâmplau lucrurile acestea. Pe asta spun că se întâmplau, dar până acum, de 30 de ani, se tot întâmplă lucrurile acestea. Vă aduc aminte procesul de privatizare din România, unde, bineînțeles, că toți investitorii care au venit au trecut prin anumite filtre, chiar dacă nu la vedere. Dar, în principiu, cam marea majoritate a investitorilor au fost filtrați, să-i spunem așa. Doar că acum este la vedere. Poate părea puțin ciudat,
Și s-ar putea să creeze niște reacții, dar nu cred că din partea României, ci mai degrabă ca un fel de atenție sporită din partea investitorilor străini. Pe de o parte poate să fie bine, pentru că astfel descurajăm orice alt fel de mânări, să le spunem așa, pentru că au fost celebre cazuri în România de oameni care aveau probleme prin Italia sau în alte țări și au venit în România să cumpere diverse societăți comerciale și am aflat că de fapt era o tranzacție de spălare de bani și așa mai departe. Pe de altă parte, așa cum v-am spus, faptul că este totul la vedere ar putea să descurajeze anumiți investitori care sunt serioși. O să vedem lucrurile acestea cum se vor tranșa. Până la urmă, dacă este vorba doar de o directivă europeană pe care o punem în aplicare, lumea... Da, dar vedeți, pare că serviciile secrete au un rol decisiv aici, pentru că dacă îți vine un aviz negativ de la serviciile secrete, nu-l ignori. N-ai cum să-l ignori. Niciodată nu s-a ignorat. Îl iei ca atare și îl aplici. O să mai reluăm subiectul acesta. Dacă îmi permiteți, vă rog, doar două precizări pe subiect. Da. În primul rând, trebuie să realizăm cu toții că noi discutăm de acele cazuri în care investitori mari beneficiază de bani publici din România. De aceea sunt scheme de ajutor de stat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, exact în contextul acestui conflict, mai exact a invaziei ilegale ruse în Ucraina, suntem în situația în care atât noi, cât și restul lumii civilizate impune sancțiuni și blochează activitățile acelor societăți care, la final, se constată că au proprietari din Rusia. Ori în acest context, probabil că, pentru un moment cel puțin, este un lucru binevenit. Da, deci o să ne spună SIE sau SRI dacă cumva au rădăcini în Rusia sau în Belarus. Deci înțeleg așa că acest comitet consultativ este format pentru a identifica dacă la capătul firului se află un banii cetățean rusești sau se află bani rusești. Unul la mână. Doi la mână, mărturisesc că n-am înțeles cum este cu ajutorul de stat sau care e faza cu banii publici, adică eu înțeleg din știrea pe care ați prezentat-o dumneavoastră că e vorba de investitori care vor să investească mai mult de 2 milioane de euro în România. Dar se poate să întrebe pe cei din servicii și dacă suma este mai mică de 2 milioane de euro în anumite circumstanțe. Asta era... Dar am înțeles scopul. Acum domnul ministru ne-a... Bun, dar asta e pe termen limitat, domnule ministru, bănuiesc. Deci această analiză amănunțită împreună cu serviciile secrete bănuiesc că se va face pe termen limitat. Din momentul în care se vor ridica restricțiile pentru Rusia, nu știu dacă se mai justifică sau vor rămâne în vigoare. Vom vedea la acel moment. Este greu să mă pronunț în acest moment, cu atât mai mult cu cât nu este în atribuțiile ministerului nostru. Da, să vorbim puțin despre Startup Nation, domnule ministru. Înțeleg că e o componentă anul acesta și pentru diaspora, românii din străinătate care vor să deschidă afaceri, să facă afaceri în România, pot primi bani de la stat până la cât? 200.000 de lei? Așa este. Știm cu toții că în România au mai fost două ediții a acestui program pentru afacerile la început de drum, care au avut la vremea respectivă câte 10.000 de beneficiari. Noi ne-am asumat prin programul de guvernare și în momentul de față suntem aproape de a lansa ediția a treia la Startup Nation. În același timp ne propunem să avem în cadrul acestui program alți 2-3 piloni de nișă. Unul dintre acești piloni, într-adevăr, reprezintă ajutorul prin granturi pentru românii din diaspora care își doresc să deschidă o afacere în România și astfel să fie motivați să se întoarcă în țară. Da, în orice domeniu își pot deschide afaceri? Poftim? În orice domeniu? Da, nu restricționăm. Sunt mai multe coduri CAEN propuse. Forma finală a programului a rezultat în urma discuțiilor avute cu toți reprezentanții IMM-urilor din țară.
Da, grantul va fi de 200.000 de lei în condițiile în care vor fi angajat minimum 2 salariați și de 100.000 de lei dacă se va fi angajat doar un singur salariat. Numărul de beneficiari pentru schema de bază Startup Nation ediția 3 va fi de 10.000 de beneficiari, iar pentru pilonul pentru diaspora de 1.000 de beneficiari. Doamna Chiriac, credeți că sunt românii interesați să-și deschidă afacerea aici în România? Ar trebui să vină în România să-și deschidă, că de la distanță, dacă nu faci video chat cu... nu cred că se poate. Sau nici apropo video chat, de video chat, să știți că este un cod CAIN care nu este eligibil este pentru Startup Nation. Asta ar fi chiar la fel ca și jocurile de noroc și mai sunt câteva coduri CAIN care sunt excluse, deci nu toate codurile CAIN vor fi acceptate. Mai mult, da, sunt români care se vor întoarce și vor aplica. Eu știu și cunosc câteva cazuri. Startup Nation de anul acesta, dacă el va fi aprobat așa cum a fost negociat cu partenerii mediului asociativ, va fi o formulă mult mai bună. Așa am să vă spun de ce. Pentru că din start sunt câteva criterii de neeligibilitate. Adică dacă ai beneficiat de Startup Nation în trecut, nu mai poți să accesezi. Dacă ai avut un Startup Nation și l-ai vândut, la fel, nu te vei mai încadra și așa mai departe. Adică cumva s-au pus niște filtre care vor face curățenie și cei care vor aplica și vor deveni eligibili chiar au potențial de a deveni antreprenori și de a rămâne pe zona aceasta de antreprenoriat, pentru că programul acesta este format cu un singur scop: de a întări clasa antreprenorială și avem nevoie de finanțare. Asta clar, dar întrebarea mea ar fi, domnule ministru, câte dintre aceste firme care au primit finanțare până acum prin acest program funcționează încă, au angajați, așa cum prevede condiția de bază, nu? Ori un angajat, ori doi angajați. Aveți la minister astfel de evidențe, de exemplu, din primul an de Startup Nation, câte firme sunt în continuare funcționale? Din datele de la statistică de anul trecut, de când sau după data în care s-au depus bilanțurile, rezulta faptul că peste 90% din firmele care beneficiaseră deja de bani din primele două ediții erau încă active. Da, statul are vreo pârghie de a monitoriza și de a interveni? Vor face raportările pentru anul trecut, vom ști mai multe. Da. Cum e, doamna Chiriac? Și asumă riscul până la urmă statul ca 10% din aceste firme să dea faliment sau să se pierdă pe drum? Riscul este mic, să știți, dar ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă 90% sunt încă active, mulți dintre ei și-au vândut părțile sociale. De aceea s-a pus acest criteriu de neeligibilitate, adică au devenit eligibili în momentul în care au accesat pentru Startup 1 sau 2, Startup Nation, după care au folosit acești bani și au vândut compania altcuiva, care probabil o ține în viață, dar ideea este cât de productive sunt aceste companii. Dar, repet, din punctul nostru de vedere, faptul că se încurajează inițiativa privată este primul pilon pe care noi îl tot menționăm de 20 de ani de zile, pentru că un stat are o economie puternică dacă are antreprenori puternici. În consecință, având în vedere ritmul acesta atât de mare de închidere a companiilor din România, pentru că durata de viață a unei companii este destul de mică și doar una din 5 firme reușesc să rămână în viață economică, în consecință, un astfel de program nu face altceva decât să reîntărească acest pilon. Domnule ministru, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Aș vrea să vorbim puțin și despre programul acesta PNRR, pentru că înțeleg că sunt niște obiective foarte clare cu cele 8 organizații de management al destinației. Da. Vreau să vorbim despre ele, pentru că sunt foarte importante aceste organizații de management a destinațiilor. Și cum vedeți dumneavoastră sezonul turistic în România cu război la graniță? Cum vor fi prețurile? Cum vedeți aici? Dacă își vor mai permite românii să plece în vacanțe în străinătate, de pildă? Pentru că nu e așa, utilității au de plătit și hotelierii, companiile aviatice plătesc și ele combustibil scumpit. Deci, unde ne facem vacanța anul acesta dacă rămânem aici lângă Odessa
în zona aproape minată sau ne ducem în vacanțe în străinătate. Rămâneți cu noi pentru că vorbim și despre chestiunea acestea și despre bazele de tratament. Neapărat să nu uităm să analizăm și asta pentru că și ele sunt lovite de creștere. Am revenit, doamnelor și domnilor, vorbim despre sezonul turistic de anul acesta în condiții de război la graniță și de prețuri din ce în ce mai mari la pachetele de vacanță pe extern. Îl avem cu noi în continuare pe domnul Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, și pe doamna Cristina Chiriac, antreprenor. Să aflăm ce ne așteaptă anul acesta, dacă ne mai permitem să plecăm în vacanță sau nu. Domnule ministru, v-aș întreba pe dumneavoastră, cu cât credeți că vor crește prețurile la vacanțe anul acesta? Eu nu aș vrea să fac prognoze. În schimb, voi reproduce ce informații am de la cei din turism. Domniile lor estimează că vor crește prețurile în acest an cu până la 20% de la caz la caz. E un lucru care se încadrează cumva în creșterea de prețuri în activitatea turistică la nivel european. Și atunci vor sta românii mai mult în țară, ceea ce ar trebui să fie teoretic de bine, nu? Că vom avea... Acum, eu sunt ministrul turismului din România. Evident că îmi doresc ca dintre români cât mai mult să-și facă concediile în România. Și este cu cele mai bune condiții, aș adăuga eu. În cele mai bune condiții, aș adăuga eu. Domnule ministru, evident că în cele mai bune condiții. Cum e cu organizațiile acestea de management al destinațiilor? Înțeleg că sunt 8, da? Ce rol au ele? Explicați-ne puțin să înțelegem. Încă nu sunt. Nu sunt. În ordonanța 58, care reglementează activitatea de turism din România, există o prevedere de acum 10 sau 12 ani care spune că pot fi înființate aceste asocieri între administrațiile publice locale și toți cei care activează în domeniu, toți actorii din domeniul turismului care activează într-o destinație, o asociere care să aibă caracter de utilitate publică cu scopul de a promova și dezvolta acea destinație turistică. Din păcate, în tot acest interval, datorită unor neînțelegeri între reprezentanții administrațiilor publice și a operatorilor din domeniul turismului, nu a apărut acea hotărâre de guvern care să definească normele de aplicare și atunci ministerul nu a putut clasifica, certifica astfel de organizații pentru managementul destinației. În momentul de față, noi avem alocat 10 milioane de euro din PNRR în scopul de a finanța constituirea a 8 OMD-uri regionale. Pentru acest lucru, noi a trebuit să facem o cartografiere, o clasificare, o evidență a tuturor destinațiilor turistice din România și să propunem, în cadrul legii evident, modalitatea în care ar putea fi constituite cele 8 OMD-uri regionale. În acest scop am făcut un grup de lucru acum aproximativ 2 luni de zile și acest grup de lucru s-a întâlnit de foarte, foarte multe ori. A rezultat o formă finală pe care deja am pus-o în dezbatere publică pe site-ul Ministerului. Noi avem obligația ca termen prin PNRR să adoptăm această lege până la sfârșitul lunii septembrie, însă ne dorim să realizăm acest lucru în acest trimestru pentru a grăbi lucrurile, pentru a devansa momentul în care am putea folosi banii europeni, care în momentul de față e prevăzut că vor putea fi folosiți abia în 2023. Da, e foarte important că această lege să fie făcută corect și ușor de implementat, pentru că ne lovim foarte des de chestiunea aceasta cu legi imposibil de aplicat. Dar cum vă imaginați, doamna Chiriac, dumneavoastră, că va arăta o organizație, organizația de management al Bihor, să zicem, sau, nu știu, Oltenia? Luați noastră, ce vreți, că Transilvania e simplu, adică... Trebuie să vă spun că sunt foarte încrezătoare în aceste OMD-uri. Da, pentru că... România 2020... asta bine la asociere, da, la o să vă
explic așa în termeni omenești, să-i spunem. În 2021 am dezbătut printr-un proiect național turismul românesc, l-am numit noi între impas și oportunitate și am făcut o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, adică în 2020 și în 2021. Pentru că știm foarte bine că turismul a fost lovit crunt în 2020, în 2021 au recuperat, sperăm noi ca în 2022 să spunem deja că sunt pe profit. Și ce să vedeți, în 2020 n-a existat niciun pic de publicitate, iar turismul are nevoie de promovare, atât la măcar la nivel național. Deci absolut niciun leu nu s-a investit. Tot ceea ce s-a făcut ca urmare a proiectelor din trecut și a fost într-un mod organic, natural. În 2021 am început să ne punem problema, pentru că aceste OMD-uri au ca scop eminamente, în primul rând, întâlnirea actorilor într-o singură organizație, fie că vorbim de mediul guvernamental, fie că vorbim de actori principali în turism, agenții, companii de organizare de evenimente și așa mai departe, astfel încât să se pună la aceeași masă și să stabilească prioritățile regionale pentru o plajă de timp mai lungă de un an de zile, să facă o strategie. Iar această strategie de promovare este individuală. De aceea e binevenit faptul că în sfârșit se va aproba cadrul legislativ și se va face pe regiuni, pentru că într-un fel stă Bucovina pe sondajele pe care noi le-am efectuat, în alt fel stă Valea Oltului și în alt fel vorbim de turism în Poiana Brașov și în Poiana... Da, dar pe lângă promovare și publicitate, mai sunt importante și condițiile pe care le oferă, nu? Locurile de cazare și menținerea condițiilor, că degeaba încep bine și apoi treptat se degradează serviciile. O să putem să îmbunătățim infrastructura României doar prin acest cadru legislativ, vă garantez. Și atunci ce facem? Promovăm ce avem? Tot ceea ce trebuie să facem este să încurajăm pe hotelier să-și îmbunătățească standardele, să investească în personal, dar aici au o problemă, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu se găsesc deficitul oameni. De forță de muncă calificată, deși este atât de paradoxal, pentru că noi am făcut o analiză și am constatat că noi nu știm unde este acel milion de oameni de forță de muncă calificat. Din datele statistice, un milion de oameni nu îi găsim. Sunt în străinătate. Fie se plimbau în Uniunea Europeană, dus întors și atunci n-aveau nevoie de locuri de muncă în România, fie nu știm ce s-a întâmplat. Am avut o perioadă în 2020 și în 2021, știți, când am avut șomaj tehnic foarte mulți oameni, peste 1,5 milioane, am dus-o bine, să spunem, din punctul de vedere al forței de muncă, pentru că totul a fost aproape redus la tăcere în ceea ce privește zona de turism, dar anul acesta și începând de anul acesta, dacă vom continua pe creștere, să știți că principala problemă nu va mai fi nici condițiile de cazare, nici faptul că nu avem un instrument puternic sau n-am avut un instrument puternic de promovare, ci o va constitui acest deficit de forță de muncă calificată. Domnule Cadariu, cum stăm cu turismul rural? Înțeleg că lucrați cu Ordinul Arhitecților. Ce ar trebui să facă arhitecții? Să regândească modul în care arată satul român pentru a putea vinde pachete? Sau cum vedeți lucrul acesta? Ordinul Arhitecților din România deja a făcut acest lucru. Știu, dar cum va arăta satul românesc? Au un ghid cu recomandări în ce privește partea de arhitectură, cu 17 sau 18 regiuni din România. Noi am încheiat un acord cu Ordinul Arhitecților și ne-a permis să-l preluăm pe site-ul Ministerului, iar săptămână de săptămână facem informarea publică din acest ghid, pe de o parte. Pe de altă parte, spunea invitata dumneavoastră despre necesitatea promovării pentru a avea o activitate turistică bună. Și așa este. Acum să vă dau câteva date statistice. În 2019, care era până în acel moment anul de vârf al turismului românesc, erau
10 milioane și jumătate de turiști români, 2,7 milioane de turiști străini în România. În 2020, primul an de pandemie, lucrurile s-au prăbușit, 80% mai puțin. În 2021, lucrurile și-au revenit, cel puțin din punct de vedere statistic, și numărul turiștilor străini a ajuns la 8,4 milioane români, 8,4 milioane turiști străini, 840.000. Însă, într-adevăr, e nevoie de promovare. Una din menirea sau din menirile principale a acestor OMD-uri locale, județene, regionale și a OMD-ului național, pentru că așa am prevăzut în forma finală a legii, au și acest rost de a face promovarea. Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să atingem și subiectul cu bazele de tratament, care, mă rog, cele care se găsesc în stare bună, că sunt multe în ruină, cum e de exemplu Herculane. Dar aceste baze de tratament mari consumatoare de energie sunt lovite crâncen de creșterea prețurilor la utilități și vreau să vă întreb că ăsta e tratamentul bunicilor, părinților noștri, nu? Care merg la băi. Ce se întâmplă cu bazele de tratament, domnule ministru? În România sunt 32 de stațiuni turistice balneoclimaterice. 32. În 30 de orașe și în 2 comune. Și în ce stare sunt? Diferă de la caz la caz. Oricum ar fi, din tot ce înseamnă activitate turistică din România, sectorul balneo este cel mai rămas în urmă. Este motivul pentru care în cursul acestui an vom demara două programe. Unul cu granturi pentru operatorii economici, cu granturi de până la 200.000 de euro, care să poată investi în structurile de cazare, și un alt program care prevede sume pentru a fi investite de autoritățile locale de acolo pentru a îmbunătăți lucrurile în aceste destinații. Am înțeles. Doamna Chiriac, e totuși chestiune de timp până când își vor schimba fața bazele de tratament? E bine că se începe, dar vă spun că zona aceasta de balneo ar putea să fie o mină de aur pentru tot ceea ce înseamnă turismul românesc. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie prioritatea zero, pentru că astfel putem atrage turiștii străini, cei care sunt seniori, categorii, și care pot călători oricând în perioada și care călătoresc foarte mult seniorii, exact, din străinătate. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezență. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în a doua parte să discutăm și despre legea offshore care a ajuns în Parlament, să vedem cu gazele românești ce se întâmplă, în ce formă ar putea să iasă această lege și cum ne avantajează pe noi. Avem și alte subiecte, rămâneți cu noi.